Că suntem un oraș mic, o știm cu toții. În orașele mici, de obicei, oamenii se simt ca într-o mare familie. Nu înțeleg de ce la Bistrița acest lucru nu se întâmplă. Dacă tot numim cartiere localitățile care fac parte din Bistrița, păi atunci să le considerăm ca atare. Nu putem să le spunem cartiere pe hârtie, iar faptic să le considerăm sate în apropierea orașului. Nu trebuie să reinventăm roata, dar sunt sigur că există posibilități ca viața acestor cartiere să interfereze cu viața orașului. Pur și simplu, putem porni chiar de la una din nevoile de bază, hrana. Dacă noi vom încuraja vânzarea produselor alimentare din gospodăriile oamenilor care provin din aceste cartiere pe piața Bistriței, este clar că legătura dintre oraș și cartiere va fi una strânsă, o simbioză. Este suficient să punem la dispoziție facilități pentru desfacerea produselor oamenilor din aceste zone. Trebuie să stăm de vorbă cu ei pentru a înțelege mai bine care sunt nevoile de bază. Atunci, cu siguranță vom ști ce avem de făcut. Sunt pentru a transforma Bistrița într-o comunitate care se autosusține. Avem tot ce ne trebuie aici, cel puțin din punct de vedere alimentar. Este mult mai simplu dacă vom crea programe prin care să ne susținem unii pe alții, nu să ne dezbinăm din interior. Trebuie să punem lucrurile la locul lor. Cred că anomaliile trebuie să înceteze.